Continuă războiul între palate. De data aceasta, la Curtea Constituțională, președintele Klaus Iohannis a criticat dur decizia guvernului de a sesiza Curtea pe tema amânării numirilor de miniștri la transporturi și dezvoltare. Președintele i-a reproșat premierului lipsa de răbdare și de comunicare instituțională și a spus că problema nu este una constituțională, ci una politică. M-aș fi așteptat în toată această perioadă, așa printre vizitele pe care le face doamna prim-ministru în străinătate, măcar să mă sune sau să mă caute și să întrebe: domnul președinte, de ce nu ne dați un răspuns? Care este problema? Nu suntem puși aici ca să ne trimitem hârtii scrise de secretare, secretari sau alți colaboratori. Dacă s-a ajuns în această fază să se cheme Curtea Constituțională să stabilească ce avem de făcut, bineînțeles că voi aștepta decizia Curții Constituționale, după care voi acționa constituțional. Iohannis a adăugat că PSD și-a pierdut capacitatea de a negocia politic și că legiferează foarte prost. Am cerut câteva date zilele acestea pentru a vedea totuși care este calitatea legilor care se votează în principiu de această majoritate controlată de PSD. Dați-mi voie să vă spun că în 30 și ceva de situații m-am adresat Curții Constituționale pentru că am considerat că legile promovate, votate de majoritatea PSD-istă sunt proaste. În peste 25 de cazuri, Curtea Constituțională mi-a dat dreptate. Declarațiile președintelui vin după ce Viorica Dăncilă l-a acuzat în ședința de guvern că prin refuzul său de a accepta nominalizările de la cele două ministere, blochează activitatea executivului. Astăzi am sesizat Curtea Constituțională a României pentru a soluționa acest blocaj creat de domnul președinte. Nu ne-am dorit acest lucru, nu îmi doresc acest lucru, dar așa cum am spus anterior, interesul României, interesul românilor este mai presus de ambiții, de joc politic sau de o campanie electorală. În replică, președintele spune că guvernul poate lucra și că a avut intenția să rezolve această dispută printr-un dialog săptămâna viitoare la ședința CSAT, unde s-ar fi întâlnit cu premierul Dăncilă.